următorul nostru invitat o să ne explice mai multe și cred că o să ne arate că ne putem bucura de o ceașcă de ceai care să fie bun, savuros, gustos și care să fie gata în puțin timp. Așa că este plăcerea mea să-l salut pe domnul Radu Plămădeală, care este reprezentantul unui centru chinez de aici, de la noi din Chișinău. Bună seara, domnule Plămădeală! Bună seara, Doina, și bună seara, stimați telespectatori! Da, iată că noi ne-am adunat ca să demontăm niște mituri și să venim cu niște rețete concrete pentru cei care sunt curioși și vor să afle mai multe despre ceaiul chinezesc. Dar înainte de asta, domnule Plămădeală, aș vrea să urmărim un material care este despre un somelier în ceaiuri chinezești. Cred că știți și dumneavoastră despre ce... Da, probabil vorbiți despre evenimentul care a avut loc azi dimineața la noi la centru chinez. Este vorba de somelier de categoria cea mai superioară în China, categoria 1, îi spune doamna Xu Lin, partenerul centrului chinez, pe linia de colaborare, de promovare a ceaiului chinezesc în Moldova. Haideți să urmărim acest material, da, și revenim imediat. China este cu mult înaintea altor țări în tot ce înseamnă un ceai veritabil. O țară care s-a dedicat cultivării, recoltării și procesării frunzelor de ceai, astfel reflectându-se în aspectul, gustul și mirosul lor perfect. La centrul chinez din capitală am reușit să cunoaștem mai multe lucruri interesante despre această băutură. Astăzi a avut loc o conexiune online direct cu un somelier a ceaiului din China, cu doamna Xu Lin. Ne-a povestit despre calendarul tradițional chinezesc, care este împărțit în 24 de termeni și recomandări în dependență de fiecare termen, care ceai este de preferat pentru a consuma, ca să menținem un echilibru interior și un echilibru în relația a omului cu natura. Grădinile de ceai, îngrijirea acestora, recoltarea frunzelor, producția ceaiului și prepararea băuturilor sunt însoțite în China de o serie de ritualuri. A intrat în artă, în caligrafie, muzică și literatură. Este asociat cu legende. El a modelat și modelează încă cultura nu numai a oamenilor din China, dar aproape a tuturor națiunilor. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, și o să discutăm acum mai multe cu domnul Radu Plămădeală. Domnule Plămădeală, eu văd că dumneavoastră ați venit cu mai multe cănuțe, cu mai multe recipiente și vreau să vă rog să ne explicați ce vedem aici. Da, deci ce am văzut acum cu toții la televizor, am adus să le savurăm și împreună aici, în cadrul emisiunii. Cât noi să discutăm și o să povestim despre China, despre ceaiul chinezesc, despre cultura chinezească, despre calendarul chinezesc, eu o să încep să prepar ceaiul, ca până ce ajungem la sfârșit, să reușim să-l gustăm și să-l vedem așa cum este. Da. Deci vă prezint primul ceai, este ceaiul de crizantemă. Este un ceai care a fost uscat la temperatura de minus 36 de grade. Deci e utilaj modern, specific, care permite păstrarea tuturor elementelor de care noi avem nevoie și care vrem să le simțim servind un ceai. Deci asta este crizantema, acest ceai este de trandafir, la fel este un trandafir specific, special pentru a-l mânca, să zicem așa, că frunzele pot fi mâncate până la urmă. Chiar am avut în ospiție un copilaș care a mâncat toată floarea până la urmă și bine făcut. Femeile în China, apropo, după ce servesc ceaiul de crizantemă, de trandafir, chiar mai fac și un tratament facial, da? Un masaj. Pentru frumusețe, să zicem așa. Deci noi ne înfrumusețăm pe dinăuntru servindu-l, după care îl aplicăm pe piele. Deci așa de simplu, pur și simplu am pus trandafirul, crizantema în orice fel de... Cu ceaiul de flori e foarte simplu. Punem ceaiul în cană, returneam apă fierbinte, nu ne temem, este încă un mit, ajungem să discutăm și despre el, referitor la temperatura apei. Și cât timp, în cât timp poate fi băut? Temperatura apei de obicei este sub 100 de grade, 90-80, până ajunge temperatura apei destul de confortabilă pentru a-l servi, atunci începem să-l servim. Farmecul este că după ce servim prima ceașcă, și mai rămâne puțin apă la fund, îi mai adăugăm apă. Și servim și a doua cană și a treia cană. La ceaiul de flori, eu cred că trei căni, noi putem să le servim lejer și savurăm toată aroma și toate calitățile gustative. Deci nu există 3, 5, 7 minute? Există... A, nu. Nu. Pentru minute nu există. Există 3, 4, 5 ori. Deci îl turnăm de 5 ori. Da, deci eu ziceam de minute, de infuzat, cât lăsăm la infuzat. Așa. Dar stați să vă întreb, domnule Radu, ca să concretizez. Eu, de exemplu, pot să mă duc în grădină la bunica să rup o crizantemă și să fac ceai din ea?
Mă chemați și pe bine și vedem diferența. Dar mulți care servesc ceaiul de trandafir, mai ales, și amintesc de cele timpuri când la bunica mâncau dulceață de trandafir. Da. Și când savurezi, când bei ceaiul ăsta, chiar ai impresia că mănânci trandafir sau bei dulceață de trandafir, mm-hmm, pentru că chiar îi duce fără să-i adaugi zahăr. Deci atât. Aici atât am făcut. Da. Nu e suficient. Nu e necesar să facem atât. Da, timpul și ia toate ce trebuie și okay, până la sfârșit cred că și o să-l gustăm. Da, eu vreau. Numai da, mai am și ceai negru. Da. Împachetat în pliculețe dozate pentru fiecare folosință, pentru că dacă ceaiul e împachetat în cutie mare, imediat ce desfacem cutia, încep niște procese chimice biologice care influențează în timp nu chiar bine. De aceea, cu cât mai mică este cutia de ceai, trebuie să-l consumăm mai repede ca să reușim să-l consumăm la calitatea ridicată. Da. Deci fiind împachetat în plicuri mici, dar fiind cu frunza mare, să zicem așa, el îl păstrăm mai mult timp fără să ne temem de faptul că poate să deterioreze. Ăsta e ceaiul negru, da, și la fel este și ceaiul verde. Uh-huh. Și de asemenea turnăm apă. Și de asemenea apă. Turnăm apă. Până ce se prepară, eu o să vă povestesc despre ceremonia ceaiului. Da, vă rog. Și dacă e chiar așa de complicat cum am văzut în filme și am citit în cărți. Este complicat, e una, dar alta este că trebuie să dispui de veselă necesară. Uh-huh. Ceea ce avem aici e potrivit pentru ceremonia, da, ceaiului? Deci este exact creat pentru a petrece o ceremonie adevărată. Da, și se prepară în felul următor. De obicei este un vas unde ceaiul se arată partenerului. De obicei ceaiul cu ceremonie nu se servește singur. Ai un oaspete, 1, 2, 3 și atunci faci o ceremonie, un ritual între ele. Deci este ceainicul, da? Deci este două modalități de a face ceremonie. Unul este cu vasul respectiv care se numește gaivan. Este ceașca propriu-zisă cu capac și cu funduleț. Tradiția și filozofia chinezească zice în felul următor, că capacul reprezintă cerul, asta este omul și fundulețul este pământul. Noi suntem între cer și pământ și conform filozofiei noi savurăm creația dintre cer și pământ. Deci se pune frunza de ceai, se adaugă apă, numeri până la 15 sau 10, 10 secunde, da? După care îl verși în cănuțe, îl torni în cănuțele pentru fiecare oaspete. Asta e o modalitate. Și a doua modalitate este cu ceainicul. La fel, frunzele de ceai le pui în ceainic, numeri până la 10, după care îl torni în cupa dreptății. Nu o să ghicești de ce se numește cupa dreptății, no, sau echității. Deci se toarnă în cupa echității prin un filtru. Și ăsta e suportul pentru filtru. Și vă zic de ce. Deci, dacă luăm în considerație faptul că el se ține aici, se infuzează 10 secunde, să presupunem că noi evităm cupa dreptății și îl turăm direct în cești. Atenție, 10 secunde s-a infuzat. Da. 11, 12, 13, a, 14, înțeles. 15, n-o da? Fie... Deci prima ceașcă o să fie 11 secunde infuzat, uh-huh, ultima o să fie 15 secunde infuzat și ori primul, ori ultima o să simte cumva nedreptățit. De aceea este cupa dreptății și cum fac someliele, da? Din ceainic, peste 10 secunde, l-au turnat în cupa dreptății prin filtru, pentru că frunzele micuțe se opresc în filtru și nu nimeresc în cana oaspetelui. L-ai turnat în întregime în această cupă a dreptății, după care, cu zâmbet pe față, îl torni în paharele, deja fiind identic în fiecare pahar, și îl servește oaspetelui. Ceremonia, de obicei, cum am zis, în 2, în 3, în 4, este un ritual care unește și poți discuta de ceva. Deci nu e neapărat să discuți la un pahar de vin. La noi se zice că am servit cu el. Deci, ca să le povestim chinezilor, zic, moldovenii zic, când te întreabă cât de bine cunoști o persoană, zice, eu am servit cu el. Și arată un grad de relație și de încredere. Sau dacă zici, dacă m-am îmbătat cu el, în genere înseamnă că sunteți într-o relație, da, foarte bună. Chinezii, mă rog, se împrietenesc prin ceai. Chiar au și o zicătoare de lor, prietenii făcute prin consumul ceaiului împreună. Deci ai idiome de asta chinezească. Și cred că ar trebui să zicem că ceremonia aceasta a intrat în patrimoniul UNESCO. Ceaiul propriu-zis. Ceaiul.
da, și ceremonie de preparare a ceaiului și tot ce e legat de tradiția ceaiului, inclusiv toate cele despre ce vorbim, e patrimoniul UNESCO. Așa. Domnule Radoș, vreau să ne spuneți și despre filozofia, în general despre filozofia ceaiului. Ce, pe lângă faptul că apropie oamenii și este despre comunicare și apropiere, nu știu, ce sensuri mai ascunde? Ceaiul a fost descoperit mii de ani în urmă și era inițial ca un tratament, ca un leac. Se zice că un drumeț, fiind obosit, s-a culcat sub o tufă, sub un arbore, avea un vas cu apă, a căzut o frunză în acel vas, s-a stat puțin, el când a servit băutura respectivă, s-a simțit plin de puteri și uite așa chipurile a fost, nu chipurile, dar așa zice tradiția, așa a fost descoperit ceaiul. La început o foloseau ca tratament, se lecuiau cu servind ceai, după care a devenit un produs zi de zi pentru toți consumatorii. Mulți întreabă, da, ceaiul verde, în ce fel crește, ce tufă, ce copac, da, ceaiul negru, da, ceaiul galben, da, ceaiul alb. Deci răspunsul este că ceaiul tot are fix aceeași frunză. Diferența dintre ceaiuri este doar din modalitatea de a-l pregăti, nu în sens cum îl pregătim noi, dar îl prepara pentru păstrare. De durata și modalitatea de fermentare a lui. Deci noi avem ceai verde, alb, galben, ulong, roșu și negru. Mm-hmm. Cel roșu, cel care îl numim noi e negru. Dar negru este ceaiul care deja fiind fermentat cel mai puternic, încă este pus la păstrare pentru o perioadă de câțiva ani de zile. Eu, atenția mi-a fost luată de ce se întâmplă în ceștile acestea. Cât de frumos arată! Frunzele s-au desfăcut așa bogat. Da, uitați-vă, vedeți, o jumătate din frunze de ceai au coborât la fund și altă jumătate au rămas deasupra. Da. Ce zic chinezii despre asta? Ei aseamănă frunza de ceai cu viața omului. Apa în care a nimerit frunza de ceai este mediul în care omul se naște, se dezvoltă și moare. Fix așa și frunza de ceai. Nimerește în apă, care se ridică deasupra, care stă la fund, cu timpul ea se imbibă cu apă, cea care a fost deasupra coboară în jos, cea care a fost jos se ridică deasupra și uite mișcarea asta de frunză de ceai în pahar se numește dansul ceaiului. Și se aseamănă vieții omului, fix așa și omul, parcursul timpului, imbibă din mediul în care se află tot ce îl înconjoară, de mediul în care se află tot ce are mai bun, după care se termină viața lui, ca și viața frunzei de ceai. Din ce să gust, domnule Radu, că eu nu mai am răbdare. Aș vrea să gust. Eu zic să le gustați pe toate, da? Începând cu, cred că cel verde, după care florile și la urmă cu cel așa negru. Așa fac. Oh, ce frumos miroase. Se mai postez de o modalitate de preparare a ceaiului, nici nu e mare ceremonie, dar nici nu e așa de simplu. Dacă vrei totuși să numeri secundele și să te impresionezi prietenii. Da, mai avem deci câteva minute, domnule Radu, ca să știți. Este cană cu filtru, filtru din sticlă. Uite, în felul următor. Ceaiul se pune în filtru. Se toarnă apa, numeri până la 10, în același fel. După care ai scos capacul, care în același timp este și suport. După ce ai scos filtrul, aștept să scurgă ceaiul în cană, l-ai pus aici și îl servești. Mm-hmm. Simplu. După asta repeți. Ziceam că se repetă procedura de câteva ori. La ceaiul verde și negru repeți 3-4-5 ori, ceaiul verde poți să-l faci și de 7-8 ori. Eu în oficiu servesc ceai în felul ăsta și stau cu o cană de ceai toată ziua. O fac până la 7-8 ori. Wow! Ce bun este ăsta negru! Vă zic sincer că mi-a plăcut acesta foarte, foarte tare. Și ați avut, cum să zic, ați avut dreptate că a stat câteva minute și e perfect temperatura. Da, este a doua perfectă. Apă este mai bună. A doua și a treia, după a treia deja începe... Ce frumos miroase ăsta! Și vorbind despre calendarul chinezesc, vreau totuși să-l pomenesc puțin. Puțin știu că chinezii împart anul în 24 de termeni solari. Ca să înțelegem ce înseamnă asta, vă zic că echinocțiul de vară, echinocțiul de iarnă, tot este un termen solar. În dependență de în ce perioada anului nu aflăm, în care termen solar influențează pământul, ei aleg să servească un anumit fel de ceai. Regula de bază este atunci când e frig, servești ceai negru și roșu, când e răcoare, când e cald, ca să te recurești, servești ceaiul verde. Mm-hmm.
Domnule Plămădeală, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la noi în seara asta. Data viitoare trebuie să rezervăm mai mult timp, că au rămas foarte multe lucruri nespuse. Așa facem, neapărat. Mi-a rămas gust din ceai de crizantemă, dar imediat îl gust. Dar a fost foarte, foarte bun. Mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm. Cu drag.